Craiova, Lia Oluța Vasilescu, are în plan să pună mâna pe adevărata casa lui Constantin Brăduși din satul Copița al comunei Gorjene Peștișani. Imobilul este la ora actuală o ruină. Autoritățile locale au depus eforturi pentru a promova zona și locurile natale ale marelui sculptor. Însă adevărata casă nu a fost reabilitată, turiștii vizitând o casă muzeu ce-i poartă numele. PSD își asumă guvernarea într-o perioadă complicată din punct de vedere economic, social și politic, pentru a reduce cheltuielile publice social-democrații, cei care vor prelua funcția de premier în perioada următoare, au plan o serie de măsuri. Printre ele se numără și diminuarea aparatului birocratic, ca număr de funcții în ministerele și agențiile statului. Pentru populație, aceștia ar propune creșterea veniturilor. În noua curte important instalată în agenda de lucru a directorului general Traian Pătrășcu, astfel apare Geo Gorj, ultima serie investițiilor în domeniul surselor regenerabile. După instalarea a trei sisteme cu panouri fotovoltaice, urmează un nou proiect de acest gen. Polițiștii din cadrul biroului județean de poliție Transportul Gorj au fost sesizați despre faptul că un tren a accidentat mortal o femeie. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un tren care circula pe relația Craiova-Petroșani între stațiile Valea Sacrei și Meli, într-un tunel, a accidentat mortal o femeie. Polițiștii biroului județean de poliție Transportul Gorj au stabilit identitatea persoanei accidentate mortal, fiind vorba de o tânără de 19 ani din orașul Popeștișiu. Lucrările de dezăpezire ale celei mai înalte porțiuni pe Transalpina continuă cu dificultate din cauza stratului mare de zăpadă și a vremii nefavorabile. Miercuri 17 mai chiar a fost viscol în munții Barâng, iar lucrătorii au fost nevoiți să se retragă. Drumul va fi redat în totalitate în circulația rutieră până la sfârșitul lunii iunie. Atleta Andreea Chivoiu de la CSM Târgu Jiu va participa în acest weekend la prima etapă din campionatul național senior 23-20. Sportiva cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu CS Panurii va alerga în probele 1500 metri și 3000 metri. Ședință festivă la primăria Târgu Jiu. 4 Târgu Jiu cu rezultate deosebite au fost declarați cetățeni de onoare ai municipiului Târgu Jiu, printre ei și un elev olimpic internațional. Titlul se acordă anual cu ocazia zilelor municipiului Târgu Jiu. Domnii Dragoș, David Zoiu, Gheorghe Cudriște, Eugen Bucoarcă și Mihai Alexandru Dracu sunt de astăzi cetățeni de onoare ai municipiului Târgu Jiu, a transmis primarul Marcel Romanescu. O instituție publică din Gorj angajează personalul 10 clase, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a scos la concurs 2 posturi de fotis la Sfântul Târgu Jiu și la Centrul de Îngrijire și Asistență de la Susei. Se caută muncitori calificați cu 10 clase sau școală profesională, având însă calificarea de fotis. Până pe 24 mai se depun dosarele de către persoanele interesate. Continuă calvarul pentru angajatele unui centru social din Târgu Jiu. Femeile angajate ale primăriei Târgu Jiu sunt de câteva zile amenințate de un fost beneficiar al serviciilor sociale. Acesta a fost reținut din nou. Bărbatul a fost reținut pentru fapte comise în trecut, însă fără rezultat. Drumul național 67, Râmnicu-Vâlcea-Motru-Târgu Jiu va fi modernizat. Lucrările vor consta în așternerea unui nou strat de asfalt. Există mai multe zone cu denivelări pe acest drum, unde s-au produs alunecări de teren. Acestea au fost informațiile pe scurt. Toate aceste știri le puteți citi pe larg, accesând portalul icj.ro. Numai bine!